vestea nopții din Rusia, cerem o retragere imediată a trupelor ruse. Președintele rus a primit un mesaj sfâșietor de unde se aștepta mai puțin. Mai mulți aleși ai Partidului Comunist din Rusia, KPRF, au punctat faptul că țara lor trebuie să oprească războiul, deoarece poporul suferă, iar numărul orfanilor continuă să crească. Mesajul a fost transmis într-o reuniune a legislativului local, din regiunea Primore, în extremul orient rus. Trebuie menționat că este pentru prima oară când aleși ai Partidului Comunist din Rusia, KPRF, lansează o astfel de cerere, în ciuda faptului că formațiunea susține invazia. Acum câteva zile, la o reuniune a adunării legislative a Craiului Primorie, s-au adoptat o serie de măsuri de susținere a familiilor militarilor morți în timpul operațiunii militare. Înțelegem că dacă țara noastră nu încetează operațiunea de război, vor exista tot mai mulți orfani. În timpul operațiunii militare, oameni sfârșesc invalizi. Sunt oameni tineri care ar putea aduce mult țării noastre. Cerem o retragere imediată a trupelor ruse, a transmis deputatul Leonid Vasiuchevici, care s-a ridicat și a citit un mesaj adresat lui Vladimir Putin, în ciuda încercărilor altor aleși și guvernatorului regiunii prezent la reuniune, de a-l face să tacă. Amintim că întregul moment poate fi vizualizat în videoclipul de la finalul articolului.